Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au recuperat din Germania mai multe loturi de potoabe dacice, din argint, unele fiind aurite, precum și o monedă din aur, stater de tip pseudo-lisimach, a precizat procurorul general Augustin Lazar, șeful parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Acestea sunt părți din tezaurele sustrase de o grupare infracțională din situl arheologic Sarmisegetuza Regia, exportate ilegal și puse în urmărire prin Interpol. Tezaurele respective au fost spălate și plasate pe Piața Internațională a Antichităților, fiind identificate și indisponibilizate la două case de licitații din München, Germania, la solicitarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Loturile de podoabe și monede au fost predate luni 20 iulie 2015 reprezentantului Ministerului Culturii la Consulatul General al României din München, iar la data de 21 iulie 2015 au fost depuse în custodia Muzeului Național de Istorie a României din București.